Quito, capitala Ecuadorului, o cursă de 10 km a fost exact ceea ce un grup de tineri adventiști avea nevoie pentru a-i ajuta să planteze o biserică. Ideea le-a venit unui grup mic de tineri. Ne adunam în sufrageria mea și spuneam, trebuie să facem și altceva, nu doar să ne adunăm și să învățăm unii de la alții din experiențele noastre. Ei au hotărât să planteze o biserică într-o zonă neatinsă din oraș. Aici este o vale mică, dar avem două biserici. Acest cartier a fost izolat, așa că am decis că avea nevoie de biserica sa proprie. Am bătut la uși și am întrebat, doriți să studiați Biblia? Nu a fost o idee bună. Oamenii au răspuns, nu, nici măcar nu vă cunoaștem, cine sunteți, ce doriți? Așa că ne-am adunat din nou și am planificat cum să abordăm oamenii. Am început să întrebăm în comunitate despre nevoile lor. Am descoperit multe probleme. Una dintre cele mai importante nevoi era sănătatea. Așa că am planificat să avem consultații, analize și o expoziție de sănătate, toate gratuit. După multă planificare, grupul a calculat costul unei expoziții de sănătate și a aflat că era în jur de $3,000, dar grupul format din tineri și studenți nu avea acești bani. În fiecare miercuri, ei au făcut jogging împreună ca activitate de grup. În timp ce se pregăteau pentru alergarea lor săptămânală, cineva a venit cu ideea să-și folosească activitatea ca metodă pentru strângerea de fonduri. Ei au început să organizeze o cursă de 10 km la care oamenii se puteau înscrie și puteau plăti o sumă mică pentru aceasta. Încasările de la cursă erau destinate cheltuielilor pentru expoziția de sănătate. Am început ca niște tineri care făceau planuri. Am început astfel. Tu vei face cu tare lucru. Tu vei face cu tare lucru. Simțeam că fac ceva măreț pentru Isus. Am considerat că era o mare responsabilitate. M-am gândit că era o sarcină mare. Era o ocazie să fac ceva folositor pentru Domnul. Nu am mai organizat niciodată o astfel de cursă. Nu știam nici de unde să începem, dar am decis să o facem și am fixat data. Peste o lună. Nu știu cum am făcut asta. Dumnezeu ne-a ajutat. Pentru obținerea autorizațiilor de închidere a străzilor, ai nevoie de multe ori de un an de zile pentru a le obține. Dar noi am reușit! Ca rezultat al cursei, ei au strâns bani pentru expoziția de sănătate și pentru clădirea bisericii și au păstrat și contactul cu mulți dintre participanți. Fiecare dintre aceștia a primit o carte la înscriere intitulată Puterea Speranței. Aceste evenimente au deschis ușile comunității și ei au studiat Biblia cu toți cei care și-au manifestat interesul. Au găsit o clădire de închiriat pentru biserică și au reușit în sfârșit să-și deschidă ușile. A venit primul sabat. Nu eram decât noi. Dar am continuat cu studiile biblice și am început să vedem oameni venind unul câte unul. Noemi și Miguel au o brutărie lângă biserică. Uneori, în timpul săptămânii, oamenii de la biserică s-au dus să cumpere câte ceva de la ei și într-o zi, Noemi i-a întrebat despre biserică. Ea a fost invitată să studieze Biblia cu ei în sabatul următor. În timp ce credința ei sporea, ea se ruga ca Miguel să meargă la biserică împreună cu ea, dar el nu a manifestat niciun interes. După câteva luni, ca dar de ziua de naștere, el a fost de acord să meargă cu ea într-un singur sabat. Prima mea impresie a fost că nu cunoșteam pe nimeni, dar toată lumea mă cunoștea pe mine. Ei îmi spuneau pe nume și ziceau, Miguel, bine ai venit! Am simțit o iubire imensă. Miguel a dorit să afle mai mult, așa că el și Noemi au cerut să studieze Biblia la domiciliu. În final, ei și-au predat inimile lui Isus și au fost botezați. Brutăria lor este închisă acum în zilele de sâmbătă, dar afacerea s-a dublat în zilele de duminică. Este o schimbare radicală. Când nu eram botezați, când nu cunoșteam biserica, aveam multe probleme. Acum este diferit. Studiem împreună, mergem la biserică, ne rugăm lui Dumnezeu, cântăm. Familia lui Miguel și Noemi este doar unul dintre exemplele despre cei care au ajuns să cunoască iubirea lui Isus și îi fac cunoscut și altora ceea ce au învățat. În casa noastră avem o grupă mică ce se întâlnește o dată pe săptămână. Țelul nostru ca familie este să vestim cuvântul lui Dumnezeu altor familii. Aproximativ 10 oameni s-au botezat ca rezultat, iar acum misiunea globală ajută această nouă biserică din marele oraș. Membrii bisericii se roagă ca eforturile lor, prin implicarea totală a membrilor, să continue să răspândească iubirea lui Dumnezeu în comunitate.
Visul nostru este ca această biserică să crească și să ne vedem cu toții în cer. Sunt mulțumită de munca de aici. Sunt foarte recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că văd cum influențează acest loc. Pot să-L servesc. Este plăcut să-L servești pe Iisus. Rugați-vă pentru misiunea din marile orașe, care se concentrează pe abordarea oamenilor din cele mai mari orașe din lume. Vă mulțumim pentru sprijinul vostru acordat proiectelor misiunii globale pentru plantarea de biserici în marile zone urbane, cum este Quinto.